Iulie 2021, sat Ionicești. Salutare prietenilor mei de pe grup. Eu sunt administratorul grupului Ionicești Olt și să vedem realizările Consiliului Local. Podul de la Ionicești. De fapt, podurile. Două lucruri interesante. În tonalitate cu vremurile pe care le trăim. Două poduri extrem de bune pentru străbaterea lor cu un autoturism. Podul vechi pe care sunt eu acum, era odată puntea peste râul Cungrea sau Cungra, cum se zice mai nou după 1990, și în depărtare podul numărul 2. Peste râul Sâmburu, care are același nume ca și înainte de 1990. Două poduri foarte necesare pentru acest sat și foarte utile pentru cetățenii din acest sat. Merită felicitat Consiliul Local pentru implicare și pentru realizarea acestor două obiective importante pentru această comună de renume mondial din punct de vedere viticol, că doar este patria Cabernetului Sauvignon de România. Așteptăm cu maximă importanță și interes realizarea și ultimului obiectiv pentru acest sat, asfaltarea de la jumătatea satului până la congruența cu județul Argeș.